însemna să reușesc să-mi îndeplinesc un vis pe care l-am avut de când m-am apucat de acest sport și am încercat să construiesc tot acest drum spre a reuși să-l îndeplinesc. Poate nu sunt unul dintre cei mai talentați sportivi sau să spunem așa, dar cred că dacă muncești foarte mult și ești perseverent, o să reușești să-ți îndeplinești scopurile. Am învățat foarte multe lucruri în canotaj, dar n-aș putea să aleg unul singur. Aș putea să spun că disciplina, dorința de a munci mai departe și oricât de mult ți-ai dorit tu, mereu mai există și factori externi care trebuie să-i iei în calcul. Eu zic că trebuie să fii mereu prieten cu emoțiile și să le folosești în favoarea ta. Ar fi un lucru rău dacă nu am avea emoții. Trebuie să ne bucurăm de ele. Ar fi un pas spre o nouă șansă pentru încă o medalie. Unde reușești să faci ceva bun, se poate construi mult mai mult.